Începând de astăzi până vineri 8 noiembrie, la Centrul Cultural Județean Argeș, Sala Lumina din municipiul Pitești, se desfășoară două evenimente culturale. Primul este expoziția de icoane intitulată Rugăm uneție, ediția 21-a și festivalul concurs al filmului cu tematică religioasă Lumină din Lumină, ediția 25-a. Cele două manifestări sunt organizate de Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului în parteneriat cu Consiliul Județean Argeș prin Centrul Cultural. Astăzi, în deschiderea evenimentelor, a avut loc vernisajul expoziției de icoane, care a reunit lucrări ale iconarilor din întreaga țară. Evenimentul a început cu o slujbă de sfințire a icoanelor, oficiată de un sobor de preoți în prezența înalpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Se vede o stare lăuntrică, cum să spun eu, de credință și de înduhovnicire, am putea spune, care se transmite benefic. Așa parcă ai simț și ai impresia că ești contemporan cu Sfântul respectiv și îl consideri ca un casnic al tău. Deci fiecare ins care și care pictează se înfrățește în comuniune cu Sfântul respectiv, dar și cel care privește icoana se roagă în fața lui, adică la Dumnezeu în fața unei icoane, dar și ia o icoană și o pune frumușel în casa în care locuiește. Deci face această comuniune extraordinară. Acesta este un rol tridimensional al rostului icoanei în viața noastră tuturor și în viața duhovnicească, religioasă și culturală a lumii, a celor care iubesc icoanele și noi suntem cei care excelăm cu adevărat. Tot astăzi, în prezența unui public numeros, a fost deschis și festivalul concurs al filmului cu tematică religioasă, care cuprinde producții din țară și străinătate realizate în perioada 2018-2019. În primul rând sunt uimită pentru că nu am știut, mărturisesc, de existența acestui festival. Este, asta vă pot spune cu certitudine, că este singurul festival cu tematică religioasă din țară. Și din cauza asta sunt foarte curioasă să văd aceste mici filmulețe, mai ales că Centrul Național Cinematografiei ajută organizarea cel puțin 30 de festivaluri din toată România. Și am făcut o promisiune mai devreme și dacă Consiliul Județean Argeș va dori să aplice pentru obținerea unor fonduri de la CNC, cu mare drag îi susținem și îi ajutăm pentru perenitatea acestui festival. Cele două manifestări se bucură de o recunoaștere din partea participanților la nivel național. Anul acesta, în urma preselecției la festivalul de film, s-au calificat pentru a participa în concurs 14 producții de scurt metraj, iar în ceea ce privește expoziția de icoane, participă 25 de iconari din întreaga țară cu un număr de 44 de icoane, de asemenea rezultate în urma unor preselecții. Festivalul de film, fiind la ediția aniversară, a primit mai multă atenție din partea organizatorilor, astfel că în juriu sunt personalități de seamă din cinematografia românească. Cele 14 filme care au trecut de preselecția juriului vor putea fi vizionate de publicul argeșan în fiecare după amiază până miercuri, 6 noiembrie. Vineri va fi organizată festivitatea de premiere pentru ambele manifestări culturale-artistice, urmând ca cei mai buni să primească premii în bani din partea organizatorilor.